Bun găsit! Discutăm despre fantomele vechii securități care încă mai bântuie în politica românească cu scriitorul Mircea Dinescu. Bine ați venit, domnule Dinescu! Ar fi fost bine să fie fantome, știi? Să ni se arate doar seara, așa, în parcul, să zic și să ne speriem puțin să plecăm. Nu sunt fantome. Sunt niște oameni care s-au integrat perfect în societatea capitalistă din România și nu numai din România, care au avut un frison probabil în zilele alea când a ieșit poporul în stradă, nu știu, să nu fie omorât, să nu știu ce, dar care s-au liniștit repede ca și activiștii de partid, pentru că în clipa când a ieșit Ion Iliescu, după ce am ieșit eu cu și ne-am prefăcut noi acolo că poate să mi-te invităm lumea să iasă în stradă, înțelegi? Și m-am prefăcut că vreau să scriu, că ăla mi-a arătat creioana. A apărut Ion Iliescu după o oră la alt studio. Eu nu l-am văzut pe Iliescu pe 22 decembrie, cum foarte mulți te jigodi spun că eu, pe ce ați făcut pe 22 cu Iliescu? Nu l-am văzut. Ați umeltit cu Ion Iliescu. Era pe alt, la alt studio. Bă, atunci s-au liniștit și activiștii de partid, și securiștii, bă, stai că e tovarășul Iliescu, nu mai e un poet nebun care vrea să răzbune că a fost arestat la domiciliu și un actor mai ciudat, așa cum părea Caramitru. Drept care, s-a integrat foarte bine fosta securitate în nou sistem și au pus tricolorul pe mână chiar în acea zi. Au luat grade în plus, că Iliescu le-a dat grade imediat după 22 decembrie și și-au schimbat firmele la poartă. Miliția, poliție, securitate, SRI, alimentarea, supermarket. Asta e capitalismul românesc, dacă e să-l definim exact. Deci nu vă surprinde decizia instanței cu privire la Traian Băsescu? Nu. Decizia instanței mă surprinde de ce? Pentru că... A venit târziu. A venit târziu și asta arată că băieții au funcționat până în zilele noastre, de fapt, știi? Și că vor mai funcționa, pentru că multe dosare nu există acolo. Cum n-a existat nici dosare. Eu am fost la CNSA, da, 8 ani de zile. Asta vreau să vă întreb, că ați fost acolo. La CNSA, în afară de un carton pe care scria numele elevului Traian Băsescu cu un X, care ar fi fost informator la școala de marină, nu am avut absolut niciun document. Documente erau în brațele lui Măgureanu, în brațele celui moștenitor lui Măgureanu și în brațele tuturor moștenitorilor lui Măgureanu până pe vremea lui Iohannis. Iohannis abia după 8 ani, probabil, sau nu el, că nu cred că el a decis, dar băieții au decis să dea niște chestii clare despre Traian Băsescu. Deci atât avea Traian Băsescu la CNSAS? Nimic, în afară de un carton, de o copertă, așa, cu o chestie de la școala de marină. În rest, nimic. E ca și cum el n-ar fi existat după aia. Ori Băsescu, după ce a terminat școala de marină, și eu am povestit cu un prietenul meu, Fane Boieraș, care era mare doctor oftalmolog, i-a dat chestie negativă. Ca să intre în școala de marină trebuie să ai o privire perfectă, să ai vedere. Ori el avea o problemă la un ochi și l-a respins Fane Boieraș. Eu n-am știut asta. Întâmplător era, l-am cunoscut pe acest mare chirurg de ochi, pentru că fratele meu a avut probleme cu ochii, până la urmă a și orbit, dar Fane l-a mai ținut cu vederea încă pe vremea comunismului vreo 20 de ani. Și când Băsescu a devenit ministru al transportului, Fane Boieraș, care lucra la Vitin, care era ținut de Ministerul Transportului, a zis: Mircea, tu ești prieten cu Băsescu. Uite, am și eu sunt pensionar și lucrez la Vitin, sunt șeful secției de oftalmă, era colonel medic, mare, mare. Și zice: nu pot să-mi dea o aprobare să-mi prelungească chestia. Păi zic, hai, mergem împreună. Nu, că mă știe. Păi zic, de unde știe? Păi eu l-am respins acum 30 de ani la când se intra, că avea un noi cu probleme. Dar ce nu știu cum dracu au făcut, că tot a reușit. Ori știi că la intrările în școlile de ofițeri, de MAI, de securitate, nu știu, examenul medical era cel mai important. Puteai să fii bâtă dacă nu vedeai bine ca ăsta, conducător de vapor, n-aveai cum să intri. Deci sugerați că a avut sprijin politic încă de atunci. Băieții l-au... Bine, taicăsul lucra în marină, nu știu ce, dar tot cu băieții l-au pus... A semnat și el și și-a amintit Traian Băsescu de medicul care l-a respins atunci? Păi da, fiindcă m-am dus cu asta lui Fane, eram curios, știi?
Și zic, eu l-am sprijinit pe Băsescu. Mie mi s-a părut Băsescu că e o figură în lumea politică. Era, el n-avea mare cultură. Era, cred că n-a citit două cărți ca lumea. A citit o jumătate de carte a lui Cărtărescu. Așa s-a lăudat, că a citit Levantul. A citit și acum citește la ea. Deci, el avea o inteligență nativă. Înțelegi? Și un talent politic. Un la talent fel, politic, născut. Un flair era o figură, înțelegi? Și mi s-a părut, bă, în lumea asta de politicieni blegiți, așa, vine ăsta, marinarul, și conduce România, în fine. Dar eu nu de asta l-am sprijinit, nu voiam să vină Adrian ăsta, zic, aveam eu o problemă cu el, în fine, că era un tip răzbunător. Și mă duc la ministrul transporturilor să-i semneze, pun o apostilă acolo la Fane Borea, și cum îi dau, nu spun nimica de aia, eu știam. A semnat de dragul meu cum ar veni, dar era reală chestia. Deci a amintit că doctorul și-a amintit că el tocmai e genul de om care nu uită și nu iartă, știi, că la viața lui de politician nu e iertat pe mulți, știi? Cum a zis ăla, pe mulți am să-i popesc eu, i-a popit Alexandru Lăpușneanu, da. De mă voi scula de aici, pe mulți am să popesc. Așa a făcut și Băsescu, de fapt, știi? Ori el a fost informator la școala de marină, mic informator, ce o fi, poate e turna asta pe arată documentele, că a fost încă de acolo, din școala de marină. Nu, acolo a fost sigur, pentru că era, dar era numai un X. Noi nu puteam, poliția politică, că mulți au, ce-a făcut măi la CNSAS, că proștii, imediat, era Dinescu, care era, păi, dar n-aveam niciun document, că nu puteam să-l apăr, nu poți să aperi pe nimeni dacă are chestii nasoale. Poliția politică înseamnă nu neapărat să semnezi chestia asta sinistră de informator, dar să fi scris ceva care să-i facă rău unui coleg de serviciu, unui străin, unui sau cunoscut. Sau rudelor tale, da, există, da, și exact. Acest caz celebru. Sau rudelor tale, există și chestia asta. Ori noi n-am avut vreme de 8 ani de zile niciun document, fiindcă erau la băieți. Fiindcă asta a fost marea armă a foștilor securiști care au răspuns de diferite personaje care au făcut poliție, au făcut carieră politică, sprijiniți chiar de foștii securiști. De ce? Pentru că după plecarea lui Pacepa din România, când s-au dat în gât toată structura securiștilor de la ambasade, că la ambasade era portar la ambasadă, era colonel de securitate, era popor de bucătar, erau plini de securiști, asta este. Ăia n-aveau voie să iasă, ăia care mergeau și depuneau banii securității în conturi. Trei, ca să ieși de la o ambasadă a României pe vremea lui Ceaușescu, nimeni nu ieșea singur, niciun angajat nu pleca singur să se uite și el la tablouri în muzee, să meargă să vadă turnul Eiffel. Trei înși, erau toți, să păzeau unii pe alții, fără glumă spun. Deci mi-au povestit mie, da, asta. De absurdul situației. Dar nu absurdul, că ei, de ce să nu... Să nu fugă, să nu-ți dai seama, băgau bani acolo, valută, sau să fugă, să, în fine. Ori acești domni, la căderea lui Pacepa, s-au întors toți, mii de ei s-au întors de la ambasade, care erau... A destructurat niște rețele, de fapt, marea majoritatea, da, rețelelor. Asta s-a dus cu... Și atunci securitatea a căutat să se reformeze, în ce sens? Securiștii care răspundeau de spital, de Uniunea Scriitorilor, de fabrica de 23 august, de, mă rog, la școli, la spitale, la orice instituție din România avea un securist care se ocupa de instituție. Ăla nu mergea în umbra zidului, așa pascus. Totul lumea știa, e colonelul sau maiorul sau nu știu, care răspundea de instituție. Se întâlnea cu directorul întreprinderii, avea o listă cu aia care mai mâreau pe acolo, pe hale sau nu știu ce, îi mai chema la raport, îi mai nu știu ce. Bun. În clipa când a fugit Pacepa, ca să nu mai aibă șeful securității numele reale ale informatorului, nu știu, cel care avea în primire o anumită instituție, își ținea acasă numele reale ale ălora pe care îi mulgea el, și dădea numai numele de cod șefului. Deci mulți șefi ai securității n-au știut persoanelor să identifice, bă, ăla e inginer, ăla e scriitor, ăla este profesor, ăla, înțelegi? Dar cu Traian Băsescu ați avut vreodată vreo discuție și despre trecutul său? Cum? Cu Traian Băsescu? Bine, el avea chestia standard. Hai, bă, ce dracu, eu eram comandant de vas. Păi veneau securiști să mă întrebe nu știu. Păi asta e adevărat, că și la Uniunea Scriitorului, când pleca în străinătate, venea domnul colonel Achim și spunea,
Domnulescu, vedeți că o să plecați la Paris. Noi știm că o să mergeți pe la... nu, poate nu o să dați chiar interviul la Europa, dar o să vedeți pe Monica Lovinescu, că noi știm că toți scriitorii care sunt acolo... Se duc la Virgil Ierunca și la Monica Lovinescu. Așa. Zic, poate, zice, ar fi bine să nu vă vedeți. Sau dacă vedeți, să ne spune și nouă când vă întoarceți, că noi știm tot. Așa, și m-am întors. Ce ai făcut? Păi zic, nu mi-a spus că știți tot, pentru că ce m-am obligat pe mine să vă spun ceea ce oricum știți. Nu știau chiar tot, dar aveau băieți infiltrați și la Europa Liberă. Și diaspora românească, care era importantă la Paris. Mulți au fost ajutați să plece și au ia mulți așa, și popime, și în fine, nu mai intru în amănunte. Deci atunci, 89, Revoluția Noastră i-a prins pe securiști cu dosarele băieților care turnau la ei acasă, înțelegi, într-un răftuleț bun. Și atunci au început să-i scoată la înaintare pe unii dintre ei. Doi miniștri ai justiției au fost informatori ai securității și cei care s-au ocupat de ei au făcut carieră în cadrul Ministerului Justiției. Unul a fost bătrânul liberal. Mircea Quintus. Cum? Mircea Enescu Quintus. Unul dintre mari turnători ai României. Deși acum este venerat de liberal. Care e venerat și de... L-a ales președinte, deși el avea 4 metri cub de turnătorii. Și l-ați văzut dumneavoastră la CNSAS? Păi, la CNSAS exista. El n-a avut... Noi n-am avut asta, documentele astea de... că li s-a dat. Holografe, li s-a dat, li s-au făcut cadou. Securiștii au făcut cadou. Ghinionul lui Quintus a fost că exista, totuși ei microfilmau. Și noi n-am avut acces la microfilme multă vreme, cât am fost eu. Dar după aia s-au dat până la urmă microfilmele. Quintus avea două de-astea de informator. Două nume de holografe, pe microfilme, filmate, deci cu numele lui. Ăștia n-au ținut cont, că asta e România, știi, din păcate. Știi. Păi da, cum să pui președinte de onoare unis care și-a băgat colegi în pușcărie, înțelegi? Ce a făcut Quintus, colegi de la, și de la Cenacul Epigramiștilor din Ploiești, înțelegi? El era vulnerabil, de ce? Pentru că Quintus a fost fiei sărâna grea, am vrut să spun, a fost o figură sinistră. De ce? Pentru că el a avut o mare problemă când era tânăr ofițer în Basarabia. A fost prinsă, când a intrat trupele române în Basarabia, a fost prinsă o tânără basarabeancă că avea legătură cu partizanii din pădurile din jurul Chișinăului. Și conform legii nu știu ce, dacă ești cu aia, te împușca, nu mai avea loc proces. Și asta avea vreo 16 ani, 15 ani fătuca asta. Și a fost prinsă cu mâncare când mergea la pădure, au arestat-o și fac să fie împușcată. Și soldații care erau, care trebuiau să o împuște, 5-6 soldați, au refuzat. Adică erau tineri, sărani, care le-a fost mine, cum să împuște o fată de 15 ani că a fost găsită cu mâncare? Și au refuzat. Ei au fost deveniți curții marțiale, acei soldați. În schimb, comandantul unității a zis, cine din ofițeri se oferă să o împuște? Și sublocotenentul Quintus a împușcat-o pe asta. Deci astea sunt documente, ce spune dumneavoastră? E document, de ce? Că la CNSAS a venit un fost coleg de-a lui și a spus, domnule Dinescu, eu am fost coleg cu Quintus. El, conform legii României, este criminal de război, pentru că a omorât o fată tânără, fără proces, fără nu știu ce, știi? Orchintu știa chestiile astea, că există la dosarele securității. Și atunci a colaborat din plin. A luat și bani când pleca în străinătate. Există la CNSAS încă o dată. Bun. Și atunci ofițerii care îi mulgeau pe ei au făcut carieră. Cea de-a doua celebră turnătoare a fost o altă ministresă de la PSD. Rodica Stănoiu. Care la fel și-a primit dosarul ăștia, ce făceau? Devenea un politic, îi spunea, domnul Chintu, vă facem un mic cadou, poftiți astea holografe în care dumneavoastră... Și el se liniștea. Și spunea, nu mai există nimic în arhivă. Neșansa lor, știi, care a fost a turnătorilor, că turnătorile lor nu rămâneau în dosarul lor de turnător, se duceau în dosarele celor turnați. Exact asta s-a întâmplat și în cazul lui Traian Băsescu. Exact asta s-a întâmplat și în cazul doamnei Rodica Stănoiu, fiindcă ne-am trezit cu o colegă de ei, mare juristă, care a spus, a venit la mine. Și mi-a zis, domnul Iescu,
Zice, știți, eu am doctorat în științe juridice, am fost și pe vremea comunismului, mergeam la chestii internaționale, nu știu, și am fost la Paris cu doamna Sănoiu. Și când m-am întors în drum spre București, ne-am oprit la, în Germania, și în gară m-a așteptat, a fost o colega mea care lucra la Europa Liberă și eu am rămas acolo. Și eu eram prietenă cu Rodica, dar în dosarul meu există următoarea chestie, în care numele de cod, dar și scrisul ei că ea știa, explică cum eu... Cred că Sanda, dar nu mai amintesc acum exact. Da, mă, nu, nu, da. Nu, că nu-mi umplu memoria cu numele de turnătorilor, de numele de cod. Zice, este maturnat la securitate. Ce mai mult decât atât, aveam aceeași femeie de servici și la, în dosarul meu, ea le spune securiștilor, vedeți că femeia mea de servici este femeie de servici și la colega mea și are cheia de la casă. Pot să îi fac dublură să intrați. Și așa doamne, e, niște chestii absolut sinistre. E, generalul care s-a ocupat de ea, devenit între timp general, a devenit un om cu mare funcție, Urechel chema. Sper, mai trăiește, nu mai trăiește, să fie sănătos. Generalul Urechel a ajuns, care era cea care o mulgea, ca să, dacă nu te superi pentru... Eu nu mă supăr, dar să nu se supere telespectatorii. Păi, amulge nu e o chestie, e o chestie frumoasă. Mai bun ca laptele, nu există nimic pe lume. E, și... Aici e o metaforă, da, mulgea metaforă, de informații. E metafora e foarte... E, și ăsta a ajuns șeful, nu știu ce, la Ministerul Justiției. Păi în momentul în care justiția a fost pe mâna foștilor securiști, mai vorbește tu de chestia României, de ce Băsescu abia după 20 de ani a ajuns și el turnător, când săracul era de la început. Haideți să vedem un mic clip cu Traian Băsescu. Ce spunea Traian Băsescu în 2006 despre posibilitatea ca un om politic să fie șantajat de securitate, posibilitatea ca un om politic să aibă dosar de informator. Foarte interesant. Și eu de 16 ani de zile, eu, cetățeanul Marius Tucă, nu mai vorbesc de gazetarul Marius Tucă, aud de această discuție nesfârșită privind de conspirarea securității și, la fel, condamnarea comunismului. Spuneți-mi, care ar fi soluția în viziunea președintului României? Domnul Tucă, cu un dosar de informator se pot face multe. Asta și explică bătălia politică, cine controlează CNSAS-ul. Eu consider că oamenii politici care au fost informatori ai securității sau, ca să nu greșesc, să nu scap vreun termen, în orice relație au fost cu securitatea și au făcut rău oamenilor, au făcut poliție politică, au scris despre oameni că nu acceptă, știu eu, nu știu ce teze la Congresul al 12-lea, în timp ce erau la o cafea, într-un birou, în colectivități. Acești oameni nu au calitatea morală de a face politică. Sau dacă o au, asta trebuie să judece legislativul. O au știindu-se despre ei că au făcut acest lucru. Și să voteze electoratul dacă îi acceptă așa sau nu. Acest lucru trebuie făcut pentru oamenii politici obligatoriu. De aceea... Are legătură cu legea lustrației? Stați o secundă. Nu, că... nu. Discutăm deci de desconspirarea numai... securității. Vorbim numai despre securitate, da. Deci, cred că nu poți să ai pretenția să faci politică, să dai lecții națiunii, să hotărăști destinul națiunii când ești șantajabil. Da. Atâta timp cât un astfel de dosar există undeva, la CNSAS sau în arhivele SRI, ești un om șantajabil. Ori din acest motiv eu susțin, fără rezerve, desconspirarea celor care au făcut poliție politică. Deci, domnule Dinescu, ați auzit. Era chiar, nu poți să dai lecții era națiune. Era chiar cazul lui. El vorbea liniștit pentru că el primise și el dosarul lui. Deci coperțile nu le-a primit, dar a primit miezul dosarului, știa, acasă. E un interviu din aprilie 2006, când Traian Băsescu era deja președintele României. Adică era de un an jumate. Ceea ce n-au mers ei până la cap și n-au știut, era, băi, duceți-vă și urmăriți pe aia pe care am trăit și scoateți de acolo, știi, trebuia să iasă la... Că eu am spus la mea, că lucram la CNSAS, domnule, nouă ni se dau la CNSAS
ni se dau numai paie și nu ni se dă bobu de grâu, știi? Adică culesul dosarilor a fost că au oprit-i boabele și ne-au dat noi paiele să ne, să ne jure lumea. Că noi ziceam, ce la faceți voi la cine s-a întâmplat? Pentru că nu aveam documentele, erau la ei. Înțeleg? Și Băsescu liniștit vorbea pentru că știa că el n-are nici usturoi n-a mâncat, cum se zice, nici gura nu-i miroase. Aici e problema. Și el, săracul, ca să vezi, mă, aici cazul șalul Ion Ilescu, șalul Băsescu, e că Iliescu, care era un activist convins, un comunist convins, nu era un șmecher, el credea, Tasu a făcut închisoare, a murit bolnav, nu știu ce, și era un om de stânga și comunist s-a dea. El a vrut să construiască comunismul cu față umană. N-a apucat, a construit capitalismul, ceea ce nu s-a mai întâmplat, că Marx n-a prevăzut chestia asta, că după 150 de ani în țările comuniste va veni capitalism făcut de activiști, de partii și de securiști. E, Ilescu a pățit asta. Băsescu la fel, că Băsescu a fost un om integrat în sistemul ăla. În Scânteia a fost publicat, asta am aflat după aia mai târziu, în Scânteia a fost publicat mesajul de dragoste al unui celui mai tânăr comandat de vaș către Nicolae Ceaușescu. Înțelegi? Adică stimate, mult iubite, sunt comandantul de vas tânăr Traian Băsescu, voi iubești, vă nu știu ce, pe mările lumii, mă gândesc numai la dumneavoastră, zice el, trăgând o vodcă. Așa. Sau un whisky. Când venea în port, ce făcea el? Dacă erai și ciripitor și nu ce, era în relații bune cu sistemul. Te mai lăsa să mai iei baxuri cu țigări. Cum a zis fratesul, că avea între pereții dublii ai vaselor, aveau ei averea pe care au făcut-o înainte de 89. Fratele lui, în naivitatea lui, că Băsescu e foc de deșept, dar fractul e mai prostănac. A zis că aduceau stofe, materiale de-astea de fine și nu știu ce, între pereții dubli ai vaselor, știi? Și că Revoluția a prins cu 700 de mii de dolari în casă. 700 de mii de dolari. A declarat, umblați că voi sunteți jurnaliști. Atunci a declarat fratele lui, în fine. Și de-aia au făcut afaceri și nu știu ce, fabrică de nu știu ce pui. Aveau, da. La un moment dat dădeau trupelor NATO din Turcia pui de gostat, capitaliști. În fine. Deci, Băsescu a avut această, că ziceam de Iliescu, și el, sub vremea lui Băsescu, s-a făcut procesul comunismului. Băsescu a zis, domnule, eu nu știu ce să spun despre proces, să-mi iau niște intelectuali din societatea civilă. Și l-a luat aman pe ăsta, săracul. Pe Tismăneanu, care a copilărit printre picioarele lui Ion Iliescu, cu care a scos și o carte de interviuri și, pe urmă, l-a înjurat de la rupt. Păi el era născut în cartierul Primăverii. Cum să iei un pui de ideolog comunist să-ți facă ție procesul comunismului? E care și cum nepotul lui Hitler a făcut procesul fascismului în Germania. Ulterior, Vladimir Tismăneanu a emigrat, a devenit profesor în Statele Unite. Și-au schimbat culoarea, asta este. Cum cei mai mulți anticomuniști după vremurile noastre au devenit anticomuniști după căderea comunismului, nu? Cunoaștem această specie frumoasă. Pe dumneavoastră, cum v-a convins Traian Băsescu să deveniți membru CNSAS? Îmi pare rău. Nu m-a convins Traian Băsescu. Te-ți închipui, bă, m-am întâlnit cu Băsescu într-o seară, în 5.01. În același interviu vorbește și de dumneavoastră. Păi, dar nu, eu am fost... Mă rog, vă bate obrazul ușor că n-ați făcut ce trebuie, că ați fost susținut de PD și v-ați întors împotriva partidului. Nu, îmi pare rău. Eu am fost susținut de liberali. Deci de președintele Partidului Liberal eram relații bune Călin Popescu Tărician. Nu PD-ul m-a băgat pe mine în CNSAS. Vezi, istoria... Pot să zic eu de la nesfârșit, tot o să zic, bă, te-a băgat Băsescu, știi? Ai zis, fă-te că lucrez. N-am zis, fă-te că lucrez. Zicea la să arăt că lucrez una. În fine, deci aceste chestii trăiesc totuși punctate, chiar dacă nu au importanță. Deci eu m-am rupt de Băsescu. L-ați susținut în 2004. L-am susținut foarte tare. Ați apărut și în clipul lui de candidatură. Păi da, pentru că am fost la o televiziune la Realitatea, unde era patron Vântu, și Vântu mi-a spus... Mircea, m-a sunat Adrian Năstase, a zis că dacă mai apar la Realitatea, mă distruge. Mie nu mi-e frică de nimeni în țara asta. Că eu am fost coleg cu șeful SRI-ului de pe vremea aia. Asta spunea Vântu sau da, asta spunea Vântu? Da, că eu eram prieten cu Vântu. Lucram la televiziune, era un tip plin de farmec
indiferent de ce a făcut el cu mare lui afaceri, cu așa, dormiți liniștiți, așa. El a scris poezie, l-a publicat poezii pe vremea când publicam și eu în Luceafărul. Îmi știa toate poeziile mele pe de rost, că așa m-a cucerit pe mine. Când m-am ajuns prima dată la el, că era o figură așa. Dar și-a jucat tare acolo, de mi-a zis, Mircea, mie nu mi-e frică de nimeni în țara ta, dar mi-e frică de Adriană Sase, că are o viață dublă, n-am intrat în amănunt și nu intru. Și mi-a zis că dacă mai apari la realitatea, mă termină. Și ajunge ăsta președinte și răzbunător și îl cred. Și zic, băi, stai puțin, eu nu vreau să vină Năstase, nu știu, că eu sunt în conflict mare, că dacă vine ăsta, mă termină ăsta pe mine, înțelegi? Pentru că deja, cât era el prim-ministru, eu m-am trezit la cetate, a venit șeful poliției din Calafat, nu știu dacă mai trece săracul, și mai zic, domnul Dinescu, vedeți că o să vină la cetate niște generali trimiși de Adriană Sase să vadă cum ați luat dumneavoastră casa aia din port. Nu castelul lui Drugă, pe care nu l-am luat niciodată, că există acolo și al familiei, ci era sediul portului, fost port ăsta agricol, care era o ruină de altfel. Și am luat la licitația a doua. Ce o să vadă, să vadă dacă nu cumva vă prinde cu ceva, cu... Domnul Dinescu, continuăm povestea după o scurtă pauză. Okay. Ne întoarcem. Ne-am întors, domnule Dinescu, povesteați despre presiunile lui Adrian Năstase. Mi-a spus să lui, că mă simt pazat la șeful, era un om cum se cade. Zice, nu poate să vină 5.000 de generali. Eu am luat, era o ruină, era o crescătorie de porci în această casă, pe care eu am, era scoasă la dărâmat pentru cărămide. Și am luat-o la preț de cărămide pentru că se dărâma. Și eu am refăcut-o. 3 ani a durat, sau 4 ani până am refăcut-o, nu știu. Nu e nicio problemă. La licitația a doua, sunt fotografii cum arăta, în fine. Și au venit și generalii după aia, că tot, și al domnulescu, totul e în regulă, să știți, în general, cu toate. Bun, bine, domnule, salut, bonjour, mersi, papa. Dar dacă venea Năstase, mai încerca și al de dracu știi, că, în fine. Și atunci m-am băgat în clipul lui Băsescu, mi-a scos pălărea că el nu avea succes la țăra, nu era cunoscut, era în orașe, nu știu ce. Și a zis, bă, ăsta, marinar, nu știu ce, după ce a fost cu mare, acum se ocupă cu pământul, pă dracu știi. Că era ministru al transportului și a zis, nouă nu ne trebuie autostrăzi. Păi dacă un ministru al transportului dintr-o țară europeană spune chestia asta, că nu e nevoie de autostrăzi, ar trebui să-și dea demisia după 5 minute. Și așa am ajuns eu să fiu în relații cu Băsescu, care n-au durat mult, pentru că după aia când s-a plecat și a plecat, am povestit, da, așa. A fost consilier prezențial așa. Și atunci luni. Am început să-l rad destul de tare pe Băsescu, cât am putut, în fine. Pentru că, de ce? Dacă te uiți și a trebuit făcut un studiu, dacă puteți voi ca jurnaliști, ce generali ai fost în securitate sau inși care au lucrat în securitate au primit Steaua României? Mie nu mi-a dat nici Ion Iliescu, am mai spus o dată, vreun dop de bere să mi-l pun în piept ca erou al muncii capitaliste, nici Băsescu. În schimb, foarte mulți băieți din securitate devenit general și pe vremea lui Iliescu, și pe vremea lui Constantinescu, și pe vremea lui Băsescu, și pe vremea lui Iohannis, au primit Steaua României. Ca să primești Steaua României, ca aici care ai lucrat în securitate, trebuie să fi făcut ceva uimitor totuși, că ești să fii o mare figură a societății noastre de consum, să fii adus un aport la îmbogățirea populației. Sau, aiurea, ăștia aia care s-au privatizat, care au stors statul român, au demolat, că tot spun, că văzând nenorocire din Ucraina, la un moment am gândit, băi, uite, la ăștia rușii le-au aruncat fabricile în aer într-o jumătate de an. Păi noi le-am aruncat, sigur, în războiul român-român, în decurs de 30 de ani am distrus toate fabricile de conserve, de aluminiu, nu, aia a rămas, că au luat-o niște băieți mai mici, și care au fost ajutați tot de Băsescu. De la Slatina. Așa. Dar toată industria românească s-a făcut praf. Toate sediile ASE-urilor și SRL au fost făcute praf. Parcă am fost bombardat de cineva. Pentru că pe mine m-au căutat niște evrei, eram prieten cu un domn foarte simpatic, așa, și a venit la mine la restaurant și domnesc, sunt niște domni care, știți, pe vremea comunismului au făcut acolo în Ialomița, unde, lângă Slobozia, la Țăndărei, cred, sau la Fetești, făcuseră niște sere, că Neanicu a colaborat o vreme cu
cu tehnologia occidentală, că era considerat că e anti-rus, în fine, deși tot ce lua le vindea asta, tehnologie le vindea rușilor. Și ce, ei au făcut o chestie de asta foarte modernă, ca în Israel, că ei, evreii care cu inteligența lor milenară, au reușit în deșertul ăla să facă agricultură. O agricultură miraculoasă. Cum? Cumpărând pământ din România, știi că pe hectare întregi cumpărau pământ ăsta de la suprafață, unde e la Cernoziomul ăla cel mai bun, chiar acolo, lângă cetate s-au luat, îl băgau în sac și, și erau cu avioanele și unde aveau ei chibuțurile și după aia puneau peste nisipul ăla, acoperau nu știu ce și au produs niște legume extraordinare fac, dar unele sunt din pământ românesc și mă bucur între altele. E, acei domni ingineri făcuseră că au tehnologie, dar apeși pe un buton și se stropit cu chestii subterane, făcuseră după modelul ăsta în România lângă Țăndărea acolo o chestie de asta de legumicultură superă. Și când s-au întors după 89 să vadă, nu știu, veniți în vizită, să vadă ce mare au fost ei, cum i-au ajutat. Erau și au văzut alea bombardate. A avut loc un război la dumneavoastră? Păi ce nu, că zice, s-au furat țevile sau nu știu ce. Băi, și au început să plângă. Pentru că cu mintea lor consensă de ceva frumos și românii la mica ciordeală post-comunistă, da? Domnule Dinescu, mulți politicieni care au lucrat cu Traian Băsescu s-au plâns că Bă, că m-am pătat de cafea pe aici, sper că nu e o problemă. Nu e o problemă. N-am mai avut timp. Contează să ce spuneți, în primul rând, nu cum arătați. Da, și mai bine să fii pătat pe cămașă decât pe conștiință. Mulți politicieni s-au plâns că Traian Băsescu avea acest stil autoritar și punea presiune pe ei. Pe dumneavoastră, cât ați fost la CNSAS, obișnuia să vă sune, să vă întrebe? Nu. El se știa în regulă. Curat. În schimb, punea pe politicieni. De ce? Pentru că el dimineața, când venea la birou, avea această manie. Păi Ilescu nu a intrat niciodată dosarele colegilor. El trăia într-o măreție așa săracă cu visurile lui a comunismului de aur. Dar Băsescu era curios și la o întrunire cu multă lume le-a spus miniștrilor: băi, eu știu ce vorbiți voi fiecare, să nu mă forțați să vă spun. Deci lui s-aduceau toate înregistrările miniștrilor, a colaborat. Asta, el a făcut poliție politică și după asta. Asta e adevărul. Acum nu aveți dovezi ca să fim acoperiți. Există dovezi că dacă această declarație a lui se poate scurmați puțin. Noi nu știm istoria recentă încă o dată. Asta este metehna românilor. Noi nu știm ce s-a întâmplat în decembrie, cine a tras, că erau caghebiși, că nu știu. Aiurea. Noi știm încă o dată, repet, dar nu știu câta oră, știm câte țiitoare a avut Ștefan cel Mare, înțelegi că era curvar și de grabă vărsătorul de sânge nevinovat și de-aia l-a făcut Biserica Ortodoxă Sfânt. În schimb, nu știm, bă, ce a vorbit Băsescu în primul lui mandat, ce, nu știm de ce Iohannis nu are dosare la securitate, că toate minoritățile naționale, cum erau denumite pe vremuri, toți aveau dosare. Nu uită scriitor tânăr german din România să nu fi avut dosar la securitate, de exemplu. Ați văzut reacția Elenei? Unde sunt dosarele? Ați văzut reacția Elenei Udrea? Elena Udrea a făcut o recreație foarte interesantă, că ea este o femeie deșteaptă. I-a luat apărarea lui Băsescu, dar nu i-a luat pe tema ciripitului la securitate. I-a spus: domnilor, cum vă purtați cu un fost președinte al României care nu mai are dreptul la mașină, când coboară din avion trebuie să ia taxi? Păi da, el a participat la discuție cu președintele Americii când s-a construit scutul de la Deveselu. Dacă o echipă de la KGB de la Bruxelles îl răpeau și îl duceau la Moscova și făcea declarații. Acum știi cum e cu scutul de la Deveselu, când s-a făcut scutul de la Deveselu, nu e un secret. S-a spus că este, nu e pentru Rusia. Împotriva Orientului Mijlociu. Împotriva Orientului. A fost o mică șmecherie așa, dar bineînțeles că rușii s-au prins. Ce dracu face un scut aceea la doi pași de Rusia și zici că e pentru Iran? Nu prea ține figura, da? Că s-au purtat totuși niște... Adevărul ți-amintești când a spus el o chestie celebră, Băsescu: bă, decât să nu știu ce, mai bine sug castravetele americane. În fine,
Deci el știe că a fost președinte al... Adevărul că a avut o relație foarte apropiată cu actualul președinte al SUA, Joe Biden. Pe vremea aceea, Joe Biden era vicepreședinte al Statelor Unite, mâna dreaptă a lui Barack Obama și venea des în România. Păi o fi făcut FISO afaceri și în România, că și fiul președintelui care a venit pe vremea lui Iliescu a făcut afaceri în România, lui Bush Junior. Da, da, da. Mulți dintre copilașii lor, acestor oameni politici, că eu, mie îmi vine să râd când văd că ăștia le confiscă iacturile rușilor. Păi bă, dar iacturile voastre, care sunt făcute unele pe șpagă, lăsând la o parte familiile și nu știu ce, orice mare capitalism are un cadavru ascuns în debara, adică să nu, ca dovadă că în plină tragedia omenirii, mulți dintre acești oligarhi occidentali, ca și oligarhii ruși, ca și oligarhii români, se îmbogățesc mai tare decât în vremuri normale. Sărăcește numai populația săracă. Dar ăștia care au bani încep marile afaceri. Legate acum de armament, legate de criza grâului. Dai seama, ăștia sunt toți pe felie acolo și încep marile afaceri. Le vor merge așa cum au făcut afaceri pe pandemie și pe bolile și pe morții noștri, înțelegi, cu măștile, cu alea, cum se cheamau, șansonete. Tărgile alea. Tărgile alea. Da, pe care le făcea armata română. Erau izolete. Izoletele alea costa nu știu cât dracu, 70.000 de euro. Erau două bețe cu un plastic acolo. Ca să terminăm subiectul Băsescu, credeți că va pleca din casă sau va fi un nou Gelu Voican Voiculescu, care stă de 30 de ani într-o vilă rea PPS, deși n-are dreptul? Auzi, băi, știi, chestia asta cu drama lui Băsescu, băi, slavă Domnului, are case, că au fost băieți pe lângă el, care el are o chestie celebră, știi, că un oligarh de ăsta, de pe vremea lui, care construia autostrăzi, i-a vândut un loc de casă și a făcut o vilă pe la acolo, pe la Znagov, și chiar fratele oligarhului a cumpărat-o cu, nu știu, cu 700.000 de euro. Deci, el are unde să stea, nu ne e milă de el, săracul, rămâne în Cismigiu, aș vrea să-l văd dormind în Cismigiu sau în Gara de Nord. Am avut un director de școală la Slobozia, care fiind alcoolic, ca și domnul Băsescu, trebuie să recunoaștem că le are cu să asta. Să punem eticheta. L-a lăsat nevastă sa, era profesor de sport, era un tip, o mare figură, știi? Dar tipul drojdier, așa puternic, la 45 de ani, la 50 de ani, fiind alcool, l-a dat nevastă și dormea în Gara de Nord. Deci profesorul meu de sport l-am văzut dormind în Gara de Nord, dat afară și amărât, în fine, e o mare tragedie. Nu o să-l vedem niciodată pe Băsescu dormind în Gara de Nord. Stai liniștit. Mai avem două minute și aș vrea să terminăm cu poezia dumneavoastră. Ultima poezie pe care ați scris-o. Și am scris-o, e proaspătă. E proaspătă ca pâinea caldă. Să vedem. Citiți-o dumneavoastră, ca de obicei. Un ultim fum din chiștocul lui Karl Marx. Că tot am vorbit de Karl Marx și de socialism. Deci, iar azi, ideea este că noi nu avem viitor. Asta e ideea. Să explic oamenilor care poate nu se mai întâi citiți și apoi. Pot citi poeziile mele pe Facebook-ul meu să o vadă mai pendele, să o aprofundeze. Deci un ultim fum din chiștocul lui Karl Marx. Iar azi, un azi continu, fără un pic de mâine, de parcă ne nescurăm castrați de viitor. Când să-și fac covrigul din coada altui câine, m-am dumirit că-i tot el, mai berc, mai surd, mai chior. Habal de lux în filmul cu greaua moștenire, am dus o cârcă până m-am abătut din drum, să vâr măcar un deget de răsfăit psaltire în bolul cu dulceața al ideii de consum. Visam să-mi sară în chică numai păduchi de aur de la cerșitorimea bogată din Paris, dar am văzut că până și bietul minotaur rupea bilete în grota unde era proscris. Și Iov, producătorul de bube clasa întâia, avea jumătate de normă în gang la Notre-Dame. Nu suferea prea tare că s-a scumpit tămâia, că Eva cânta dulce la frunza lui Adam. Prorocul Marx plecase și el la vânătoare, de tiner fără noimă, dormind în gard de lest. M-am făcut că nu-l știu și ca din întâmplare, i-am ridicat chiștocul și l-am fumat pe șest. Mișto, o mică capodoperă. Ce să înțeleagă oamenii? Zic eu cu modestie, cum? Ce să înțeleagă oamenii? Ce o să înțeleagă? O să înțeleagă exact asta, că am ajuns după 30 de ani de capitalism să nu avem viitor.
Eu nu știu ce o să... Noi nu știm, nu numai așa, eu. Nimeni nu știe, nici președintele Germaniei, ce o să facem mâine. Cu războiul din aia, cu mizeria din, și criza a lumii, cu mâncarea, cu grâu, cu nu știu ce. Deci am ajuns dintr-o chestie de asta, dintr-un război local al unor țări care vorbesc aceeași limbă, să se zguduie lumea, să fie un soi de război, de al treilea război mondial, dar mai perfid într-un fel și fără chestii clare și fără, înțelegi, să nu știm, eu nu știu ce o să fac mâine. Avem numai azi. Și mâine o să fie atot azi, nu o să mai fie mâine. Dar noi ne revedem și săptămâna viitoare. Ne revedem tot azi, adică săptămâna viitoare. Atât pentru astăzi, ne vedem duminica viitoare la o nouă ediție Insider Politic. Până atunci, gândește cu mintea ta. Insider Politic.